Hai, salut, eu sunt Schiaru și am întârziat la lansarea noului sezon, sezonului nou, și am zis că, bă, dacă tot am întârziat, că am vrut să fac live, am zis să facem video în care reacționăm împreună la noul Battle Pass și la ce s-a băgat nou. Și deja văd, nu m-am intrat în joc pentru prima dată și văd că avem ăsta schimbat, Save the World, Battle Royale, hai că intrăm în Battle Royale, hâți, ok. Avem un loading screen foarte fain, o văd pe una cu două topoare. Ce fuge bănănică. Asta e primul clip de genul reacție de la mine de pe canal, cred. Vault door closing, ok. S-a închis vault-ul. Frumos bunker. Or scăpa de apocalipsă și or da de disco. Bă, ce fac cu banana, ești nebun! Oh-oh. Or bătut burgerul. Oh, n-au mâncare. Oh, și ăsta e banană, gen. Oh. Ce caterincă. Ok. Robot, frate. Ăsta are shake de banane și ăsta e hobo, gen. Dar îmi place că el vede robot și n-are nicio treabă. Zice, a, salut, robot. Meh. No problem. Mamă. Asta cred că e noul Tilted, că știu că a fost reconstruit, am auzit de la voi. No, chestiile astea sunt interesante. Oare să fie în joc? Fortnite Season 9. Mamă, arată bine până acum, îmi place ce văd. Gen, I'm excited, nu ca și ultimul Battle Pass. Ok, hai să vedem Battle Pass-ul. Asta vreau să facem, să ne uităm la Battle Pass împreună. Nu vreau să mă uit așa, vreau să le văd fiecare în parte. Cum o să cumpăr Battle Pass-ul după video-ul ăsta? Hai să ne uităm la el împreună și vă rog să ne lăsați în comentarii care Battle Pass v-a plăcut de până acum cel mai mult. Și mai ales dacă vă place ăsta mai mult decât ăla trecut. Bun, începem cu primul skin, Rox. Keep it fresh, part of the sky style. Ok, zici că e Tracer deja din Overwatch, pentru cei care știți jocul Overwatch. Chiar seamănă cu Tracer. Ok, are stiluri. Dacă ar avea full negru sau full... Ok. Ok, full negru. Îmi place de Roxy. Și are și mai multe culori. Și îmi place și așa, e cool până acum, îmi place. Și are challenge-uri, vrăjeli, fine. Bun, următorul skin este Sentinel. A new era rises, part of the battle dynamic set. Și ăsta are mai multe stiluri. Dar de ce nu mi-arată mai multe? Are o creastă de aici că e cocoș, Nilel. Holy shit, eu acum realizez că stai găină. De fapt, uite-l și la picioare. Găină, cocoș, v-ați prins voi. Bun, next. Battle Pass, graffiti nu ne prea interesează. Nu ne interesează, loading screen. Ok, V-Bucks. Un, hai să vedem cum arată asta. Cycle model. Asta e skin pe arme, așa mai meca. Bă, e ok, merge. Și ăsta îi Two Strikes, rare. Harvesting tool, asta înseamnă că e pickex. Ăsta e primul pickaxe gen diferit oficial, swing. Ce repede dă. Sau mi se pare mie? Parcă cu un pickaxe când dai durează mai mult până se lovește. Ok, deci chestia asta mi se pare genială. E prima dată când bag un pickaxe diferit. Și am văzut eu în poză că era tipa de ținea cu două mâini. Ok, îți curios dacă atacă mai repede sau chestii de genul. Ăsta e un trail interesant. Neo tubes, e drăguț. Ok, next, pagina a doua. O să-mi cumpăr. Avem loading screen. O să-mi cumpăr doar Battle Pass-ul simplu, fără tiere extra. Și vă recomand și vouă să faceți la fel, fiindcă nu merită, efectiv nu se merită să cumpărați mai multe tiere, că le veți debloca, numai dacă știți că n-aveți timp. Ah, asta e melodia aia veche, e faină. Oh, so excited. Mamă, ce voce are, nice. E fain. Turbo spin, e drăguț. Part of the sky style set, ok, skin-ul lui Tracer. Uai, ăsta e reactive. Ăsta cred că e primul de ăsta de arme reactive, cycle model. Ok, dar de ce nu ne arăți cum e reactive? Adică cu cât e mai, cu cât dai mai mult damage sau cu cât mai puțin în viață, cu atât se negrește mai tare. E interesant. Ăsta arată demențial, Bunker Jonesy. Ăsta chiar e fain, adică e interesant așa. Jonesy care a stat în bunker mult timp. E pictat, are și un stance de ăsta diferit, fine, are challenge-uri. Ok, are challenge-uri, lasă-o să ne uităm și la alea. Asta e un glider. Foarte nașpa. Loading screen, fine, os. Asta e doar simplu. Ok, next, ce avem next? Un trail, ăsta e foarte fine. Merge bine cu Tracer. Ăsta e un câine. Ei,
Holy shit, zboară câinele, că e câine de la robot. Kyo îl cheamă, ce tare-i, e super fain, îmi place. Ăsta este gratuit, este weapon wrap și arată, mie-mi place, mie-mi place culoarea, gen albastru, albastru închis, mi se pare chiar fain. Super. Traversal. Asta e de la de te poți mișca în timp ce dansezi, ok, astea îmi plac, că te miști în timp ce dansezi. Ăsta e frisbee, cât de tare, cât de tare frisbee. Scuze dacă îl poți prinde, eu să-l arunc la unul ăla, să-l prinde să-mi-l dea înapoi, ar fi super ca lumea. Ăsta e o bucată de metal, e ok, e fine, e ok. Ăsta e un glider de la vechi, dar modern, să zic așa, ceea ce e ok, e nice, e nice. Ăsta e un alt weapon wrap. Merge. Ăsta e skin pe cățel. Ăsta e când ai fail, tu sau cineva, să-i faci trompeta, e super fain ăsta. Ok, Vega, mamă ce poziție are, part of the bounty hunter set. Hai să vedem ce stiluri are. Unlockable ăsta, ok, nice, îmi place. Ăsta, A, și-ți arată acolo în dreapta, vedeți, sub unul din trei, zice outlast 2000 opponents, deci dacă supraviețuiești mai mult decât 2000 de oponenți, îți deblochezi stilul. E fain că îți arată ce trebuie să faci pentru stiluri. E nice, îmi place chestia aia. E o adiție nouă. Hai bă, pe bune. Banane. Hai de mine. Chiar le-au plăcut bananele băieților din sezonul trecut. Avioane, dă-le încolo. Asta e muzică de aia mai modernă, îmi place. Asta e un pickaxe modern. Vox, populi. Belt out the hits. Part of the... Hai de-mi cum sună. Vedeți cât durează până dă hit-ul cu pickaxe-ul ăsta față de cole două topoare? Arată fain, îmi place cum arată. Se aude, dar arată interesant. Ăsta e skin pe arme. Merge, e ok. Merge bine pe unele skin-uri. Ăsta e skin la pet. Mamă, după ce câștigi să bage ăsta. Yeah. Super tare, e fain ăsta. După ce câștigi să te dai mare. Ăsta e frisbee modern, super cool arată. Ăsta, mamă, nice, cu blugi rupți. Ăsta cred că i-ar plăcea la Speezy. Numai că lui plac skinurile alea de femei mai mult. Merge. Da, și ăsta are skinuri, stai puțin, și ăsta are... Ăi, reactive. Ok, ăsta e reactive, dar ce se întâmplă? Are și challenge-uri, văd. Pentru glider și backbling, ok. Nu știu exact cum se schimbă ăsta, dar e reactive, nice. Neinteresant. Culoare la pet. Ăsta este un loading screen care e drăguț. Lightning strike, mamă. Ăsta seamănă cu Comet, dacă vă amintiți trail-ul din sezonul 3 sau 4. Comet, de era similar cu albastru. Dar ăsta e mai cool. Cât de tare ar fi să ne bage un trail cu unlockable styles, știi, să-l putem colora noi, gen să schimbăm culorile sau să adăugăm efecte pe el, cât de tare ar fi. Ăsta e interesant. Stai să văd cum arată de la spate. Ok, arată așa, modern, cool. Nu-i rău. Bă, până acum deja pot să vă zic că îmi place mai mult decât sezonul trecut. Deja îmi place. Deci nu mai contează ce urmează, că deja e mai fain decât sezonul trecut din punctul meu de vedere. Storm animat. Wow. Wow. Ai gen furtuna pe armă. Cât de tare. Ăsta e desen și asta e demi. Ăsta e 87. Mamă, ce calume e asta. Armed with power of... N-am apucat și de ceva. Power of the dragon. Dar n-are stiluri. Ce deblochezi? Deblochezi coasă și un backbling, mamă, da. Uai, și are o mână așa robotizată, gen. E cool asta. Deci că e personaj din Mortal Kombat, e una Scarlet. Cum se numește? Demi Scarlet Dragon Set. Ok, Demi din Scarlet Dragon Set. Ăsta e simplu, dar e cool. Plasma Trail, zici că e din Rocket League. Foarte fain. Asta e melodia sezonului ăstuia. Neo World. Oh, e cool, e nice. E din, nu știu, așa, parcă l-am auzit acum mulți ani. Cântecul ăsta, între ghilimele. Laid back shuffle. Ăsta e tot shuffle la chill. Ok, merge. Bun. Animated. Fine. Mi-ar fi plăcut mai mult dacă era ăsta un alb, nu bej, cremos, așa ce e ăsta. Să fi fost alb, gen, cred că ar fi arătat mult mai ca lumea. Da, e ok, na. E ca să meargă cu skin-ul ăsta, am înțeles. E special pentru skin-ul ăsta, care... Ăsta e ultimul skin din sezon.
Ok, arată interesant, dar nu pot să-i schimb și capul la roșu să fie, uite, negru, să-l fac tot negru? Deci umerii și glugai rămân aceeași culoare, oare? Nu pot să le asortez cu restul setului. Mă, parcă arată mai cool simplu, sincer, decât ori cu mască, ori... Bă, nu mi se pare wow până acum, sincer. Și primești și X și Backbling. Bun, hai că ne uităm imediat și la ele. Hai să ne uităm și la ele. Challenges. Available with the Battle Pass. Fourth Bite, Season 9. Corrupted Data. What do you mean? Ce e ăsta? Next unlock într-o zi și 3 ore. Ce e ăsta? Collect 4 bytes to decrypt the mystery. Wow, chestia asta e nouă. Dacă știți ce chestia asta, vă rog să lăsați un comentariu, să-mi explicați și mie, că eu mai... Ok, am citit patch notes, a fost scos pump-ul, apropo. A fost scos pump-ul și, dacă nu mă înșel, sunt mult mai puține bile acum. Și a fost băgat un shotgun nou care pare OP. Dar știți ce e cu adevărat OP acum în sezonul nou? Tramgunul, fiindcă nu mai ai pump să zici că bă, ăla e lipit de tine, tu îi dai un pump mai serios. Asta cu Dragon, dead. Bun, hai să dăm, Utopia. Collect all 11 challenges to order the reward item. Care e, ăsta e skin-ul secret, ok. N-ar rost să nu uităm la asta, că e skin-ul secret. Daily nu contează, week 1 nu contează, astea e ce contează. Bun, și avem așa, wow. Wow, zici că mă joc Ion sau ceva joc de la Bengos. Ok, mamă, deci ăsta arată, hai să aud. Vedeți cât de repede lovește când dați swing? Boom, 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 boom. Mi se pare, momentan, am impresia că e mai bun decât un pickex, dar vedem în joc, încă nu l-am testat. Ok, astea stilurile ei, are destul de multe. Ce-i dans ăsta? Ok, cred că mai continuă. Bun, super tare, primim pickex fine. Ăsta e omul găină. El își pune aripi, mă, omul găină, mă. Asta e tot? Voi vă dați seama să vă dați emote-ul ăsta cu un alt skin, ce ciudat ar fi. Dar nu cred că puteți cu un alt skin, cred că e emote special skin-ului. Știți cum a fost și la băiatul Lama. Și ce trebuie să facem? Trebuie să... nici nu-mi zice ce trebuie să fac, fiindcă n-am battle pass. Ok, n-am battle pass-ul. Ăsta are pelerină banană, că și-a făcut pelerină din banana aia. Cât de tare. Ok, ăsta e așa și așa. Oh my god. Bun, asta. Meh, backbling. Astea sunt culori diferite. Și un pickex care sună destul de sec, sună sincer. Și n-arată cine știe ce. Adică sunt pickex-uri similare cu ăsta deja. Meh, Vega, Hai să dăm ăsta. Gliderul este cam nasol, zic eu. Și backbling-ul part of the Storm Stalker set e reactive. Bun, dar reactive în legătură cu ce? Ești curios dacă îți arată pe spate cât e de aproape furtuna sau ceva de genul ăsta? Asta are potențial să fie nice. Mamă. Bă, mă așteptam să fie coasă, bă, ce dezamăgit. Îți credeam că e o coasă de aia ca lumea mare și roșie. Sună destul de... Mamă, la asta aveam... E faină, e fain pickex, e ok, dar aveam așteptări mai mari. Și ăsta e backbling, care e meh, nu face nimic. Dezamăgitor un pic. Bun, ăsta e ăla de are... interesantă pelerină. Și ăsta e pickex-ul lui. Merge cu skin-ul, dar e cam urât. Măcar ăsta sună bine măcar. Lux, eu n-am deblocat-o pe Lux. Și ăsta ce e? Tot Ragnarok-ul din sezonul 5. Ce ciudat e, nu că e ciudat că apare sezonul 5, 8 și 9, dar n-apare sezonul 7 sau 6. Doar 5, dar eu l-am făcut tot, doar nu știu de ce încă mi-apare aici. Super ciudat. Anyway, chat, asta a fost și cu Battle Pass-ul ăsta. O să-l cumpăr imediat, din nou, vă recomand, dă-i mă purchase. Vă recomand să vă cumpărați varianta de 950, nu de 2800, dacă nu cumva știți voi sigur că n-aveți timp. Dacă știți că, bă, n-aveți timp să-l terminați, luați-vă ăsta, că îl terminați foarte repede în... Nu știu, în 5-6 săptămâni aveți tier 100 dacă vă luați bundle-ul ăsta de 25 de tiere. Anyway, eu am fost Caru, fraților, nu uitați, dați un like-eu, folosiți folosiți codul Scaro în item shop, pe mine mă ajută enorm și mulțumesc tuturor celor care deja îl folosesc. Să aveți o zi super faină, noi ne vedem mai încolo, bye bye!